Bună, numele meu este Ana și bine ai venit pe canalul meu și în camera mea. Dacă ești pentru prima oară la mine pe canal, bine ai venit, sper să-ți placă la mine și la mine în cameră. Dacă ai mai fost și ți-a plăcut, bine te-am regăsit. Da, după cum vedeți, filmăm altceva decât filmăm în mod obișnuit. Și anume, astăzi vreau să fac schimbul dintre hainele de vară cu cele de iarnă și am zis ce-i mai bine și mai bine decât să mă filmez și să mai vorbesc cu voi. Așa că eu o să mă apuc de treabă și o să vă și arăt ce lucrez. Acum lucrez la o parte din șifonier, ca să zic așa. Vreau să scot absolut tot, să le reorganizez. Să le pun care sunt de vară, să le pun într-un teanc de vară și mai apoi să le bag într-un sertar. Pe cele de iarnă, bineînțeles, le scot și le aranjez frumos. Și mai apoi pe cele de iarnă să văd că am atât de multe încât nici nu mai știu pe unde să le mai pun. Și bineînțeles că trebuie să încep să sortez dintre ele. La umerașe trebuie să fac și acolo curat, pentru că acolo am toate hanoracele de iarnă pe care le port tot timpul. Și în sertarul de jos de la pat, acolo am hainele de iarnă, ce am căpuț și acolo. Deci da, sunt foarte, foarte multe lucruri de organizat și am zis că cel mai bine să organizez împreună cu voi, că parcă trece timpul altfel când vorbim și povestim, nu? Ce faceți? Cum sunteți? Voi v-ați schimbat hainele de vară cu cele de iarnă? Am atât de multe că m-am gândit la o strategie să văd ce n-am purtat, de fapt, cum am gândit eu să-mi sortez hainele. Ce n-am purtat în ultimii 2 ani, le dau. Deci tot ce n-am purtat în ultimii 2 ani dau, ce mi se pare mare dau, ce mi se pare mic dau și rămân cu strictul necesar, pentru că am foarte multe pe care nu le-am purtat. Eu de fire sunt o fire super, cum să zic eu, casual, tot timpul îmbrăcată, blugi, hanorac, tricou și cam atât. Și rezoluția mea, ca să zic așa, între ghilimele, de ziua mea a fost, pentru că am făcut 33 de ani, să mă maturizez și din punct de vedere vestimentar. Și vreau să-mi iau multe haine, cum să zic eu, mai mature, gen pantaloni de ăștia la dungă, cămăși, blunze de astea super mega, cum să zic eu, mai elegante, mai, da. Și vreau să scap de absolut toate rozurile și culorile, plus că mie îmi plac culorile astea maro, vișinii, cărămizii, culorile toamnei. Deci da. Așa că avem foarte, foarte multă treabă și nici nu știu de ce să mă apuc prima oară. Cum m-am gândit să fac? Scot absolut tot, de fapt cum fac tot timpul, scot absolut tot din șifonier, le arunc pe toate pe pat, după care le văd ce îmi place, ce mai port, ce nu mai port, șterg toate rafturile de praf, așa fac tot timpul. După care încep să le pun înapoi, să le împăturez și să le pun înapoi. Deci o să fie ceva de muncă și vom sta aici ceva timp. Dar ce avem noi de făcut la ora, nici nu știu cât e ceasul, la ora 4:30 după masă, ce avem de făcut? Să ne apucăm de haine, nu? Toată ziua am fost pe drumuri azi. Aia e o împlutură de la o geantă. Am primit o geantă de ziua mea și am zis să... După cum vedeți, trebuie să scot și încălțămintea de iarnă, să o schimb cu cea de vară. Ce am vrut să zic? Nu mai știu ce am vrut să zic. Ca e o umplutură de la o geantă pe care am primit-o de ziua mea. Da, avem foarte multe de făcut, multe ori să cadă pe jos, nici nu contează. Ce simt eu că nu e suficient de proaspăt și nu miroase extraordinar, le voi băga din nou la spălat.
că știți cum e mirosul de haine stătute, nu neapărat stătute, ci mai degrabă haine pe care nu le-ai mai purtat de un an de zile, trebuie să dispară și vreau să șterg praful. Chestia aia care am aruncat-o adineauri pe patio, cum se numesc eu, o roana, așa se numește în engleză, nu știu în română cum se numește. E o chestie ca un șal așa, îl pui pe spate, așa, e o chestie așa, și pe asta o dai așa. Și pe asta o dai așa. Merge așa cu ea. Bineînțeles că n-am purtat-o niciodată și nici nu cred că o voi purta, așa că o voi da cumnatei mele pentru că ei plac chestiile astea făcute de mine și mi se pare că e super mișto, e și super groasă, e croșetată de mine. Așa că în filmulețele astea veți vedea și lucruri croșetate de mine, pentru că am foarte multe lucruri croșetate, mă rog, cât de cât că am mai dat din ele, repet. Așa. Am zis să mai schimb un pic genul ăsta de filmulețe cu diamante și așa, să mai diversific un pic, că na, am zis că e momentul și trebuie să mai schimb un pic, așa că încep să plictisesc și na, devine monoton totul și să mai facem și lucruri astea de casă împreună, pentru că, ce să vezi, pe lângă picturi cu diamante, mai trebuie să faci și lucruri prin casă. Și pentru că astăzi am fost toată ziua pe drumuri, cred că asta vreau să zic inițial, pentru că azi am fost toată ziua pe drumuri, vroiam de dimineață să mă apuc, dar dacă n-am avut timp, zic hai să facem împreună treaba asta, pentru că, repet, sunt lucruri mai importante, cred eu, decât picturile cu diamante și care chiar trebuie să făcute, adică nu e ceva peste cu care poți să trăiești, adică nu puteam, deja e frig afară. Când am plecat astăzi de dimineață la 9 jumate de acasă, erau, cred că, 19 grade și mi-a fost destul de rece, cu toate că mi-am mai scos eu așa câte un hanorac, câte o asta, dar nu-mi place să-mi tot scot haine. Ați văzut și dumneavoastră ce dezastru era la mine în șifonier. De obicei, la mine nu e așa, doar pentru că acum știam că voi scoate hainele și le voi organiza, le-am pus pe toate cum mi-a venit la mână. Deci a fost o chestie planificată. De obicei, când la mine, când se dezordonează un pic hainele, le iau din nou și le împachetez și le aranjez frumos, doar că acum știam că le voi scoate pe toate și că nu o să stau mult timp cu ele așa. Așa că aveam de mult în cap treaba asta, să-mi scot hainele, dar n-am găsit un moment bun în care să filmez, plus că zilele astea nu m-am simțit nici extraordinar. A fost din nou o perioadă mai ciudată. Mâine mă duc la doctor, la psihiatru, să vedem, să-mi schimbe pastilele, să vedem ce și cum. Alea de sus de acolo le voi scoate după aia că-și geci ultima treaptă. Așa că mâine o să mă duc la doctor să vedem ce-mi spune doctorul și să-i povestesc că seara, când ar trebui să fiu liniștită, sunt super agitată. Probabil din cauza medicamentelor, habar n-am. Așa că, da. Mâine la doctor. Astăzi trebuie să-mi vină o pictură, așa că dacă veți auzi interfonul și pe Radu vorbind, înseamnă că a venit curierul. Astăzi îmi vine o pictură pe care o aștept de foarte mult timp. Mă rog, foarte mult timp, de vreo săptămână. Nu știu dacă mă vedeți, sper să mă vedeți. Ia stai să dau camera un pic mai așa. Ei, eu nu sunt obișnuită să filmez așa. Nu sunt obișnuită. Ah, mă vedeți. Perfect. O așteptam de vreo săptămână și ceva, doar că atunci când am văzut-o, mi-au picat plombele pur și simplu. Și astăzi ar trebui să vină. E extraordinară, nu v-ați fi gândit niciodată la așa ceva și vreau să fie surpriză. Acum organizez, sau mă rog, pun una peste alta, tricourile de casă,
pentru că, na, fiecare om are tricouri de casă. Cred că de ăsta voi scăpa, că e murdar, e pătat de nu știu ce. Deci voi face două grămezi de haine, una pe care o voi da cumnatei mele, că a zis că vrea să se uite prin ele, și una pe care o voi arunca direct. Pantalonii voi face după aia. De obicei sunt mult mai organizată, dar acum că parcă mă priviți dumneavoastră, sunt emoționată. De obicei mă organizez super repede și le termin super repede, doar că acum, repet, sunt... Faptul că vă uitați la mine e un pic ciudat. Da. Așa că asta, s-a schimbat vremea surprinzător de repede. Adică de la 30 ceva de grade dintr-o dată la 21, seara 15, mi se pare așa prea repede, dar nu, ce să facem, trebuie să vină toamna, vine și iarna nu prea-mi place că e frig, ce are tricul ăsta pe el, scame, de unde sunt scame, nu mă întrebați, de obicei eu nu calc hainele, le întind foarte frumos pe sârmă și încerc să le, nu le mototolez foarte tare, dar de data asta am zis că vreau să încerc să-mi cal toate hainele pe alu Radu, partea alu Radu de șifonier am terminat-o, am făcut-o, i-am călcat toate tricourile și mai am partea mea, dar deocamdată vreau să le organizez și mai apoi le voi lua să le calc, ăsta nu știu ce are pe el. Voi da și pe asta. Așa că deocamdată le organizez și văd eu după aia cum stă treaba cu ele. V-am zis că m-am apucat să-mi schimb garderoba și mi-am luat ceva hăinuțe, așa cât o rochie, cât o chestie. Uite, ăsta mi-am luat un plovăraș de la Zara. Este un outlet în Corbeanga cu haine de la Zara. Ăsta era la reducere, 10 lei am dat pe el, super, super mișto, e și cu lănică, e super mișto, 10 lei de la Zara, afacere. Deci da, vreau să-mi iau foarte mulți pantaloni de ăștia super eleganți și, cum să le zic eu, mai office așa, asta tot o rochie de la Zara. Mă rog, are aici o chestie, o broderie, o ceva, e frumoasă, e o pânză așa, foarte interesantă. Pe asta cred că am dat 60 de lei, dacă nu mă înșel, Chiabi. Probabil tu vreo firmă de asta de la Zara, habar n-am. Haide că mă încurc în detalii și o să-mi iau o veșnicie. Asta nu e pentru iarnă, din păcate, așa că o voi băga înapoi la hainele de vară. Eu acum organizez aici, am tenculețe. Care sunt de vară rămână, le bag înăuntru, care sunt de iarnă, le las afară, adică pe care le pot purta și iarna, le las afară. Și da, vreau să-mi iau din ce în ce mai multe haine. Toate fustele pe care le aveam mai lungi mi le-am modificat, că am citit eu undeva pe un site că pentru noi, doamnele mai minione așa, trebuie să purtăm fuste scurte, adică deasupra genunchiului cu o palmă, sau rochii foarte lungi până în pământ. Nu există între la noi. Din păcate la noi nu există între. Și tot ce aveam fuste mi le-am scurtat și acum trebuie să intru în rochii și în haine, în haine în sensul de haină, de mers pe stradă. Am o haină lungă și aș vrea să mă duc să o scurtez și pe aia, să-i scurtez și mânecile, că mi se par un pic cam lungi. Și m-am gândit că tot ce am și, mă rog, consider eu că nu mă avantajează, ori să le duc la scurtat, ori să le dau, că nu merită să le țin, sincer, nu. Nu merită pentru că nu le îmbrac și n-are rost, pur și simplu, n-are rost. Fusta, o știți, pe aia de la Temu n-am reușit să o îmbrac niciodată, așa că o voi băga la haine de vară. Asta mi-am luat-o de la Zara, e mai groasă așa, așa că o voi ține la haine de iarnă, tot de la outlet-ul ăla.
și pe ea trebuie să o calc, super mișto, și bluza asta am luat-o tot de la outlet-ul ăla de la Zara, asta nu mai știu cât a fost, 16 lei, ceva în genul ăsta, e de aia super office așa, și pe asta trebuie să o calc, dar pe asta o voi pune pe un meraj și o voi păstra afară, că nu se știe niciodată. Deci da, avem lucrurile de organizat, ca să zic așa. Așa că voi trece la treabă și să fac un pic aici loc. Uite, asta tot de la Zara am luat-o. E o rochie cu nasturi așa și cu ținte. Are și o curea și o poți purta cu bocanci de pele. Așa că pe asta o voi pune la haine de iarnă pentru că e groasă. Voi pune și pe ea pe umeraj. Deci da, avem treabă. Ne vedem când o să mai am ceva de spus. Eu o să-mi pun un pic de muzică ca să meargă treaba mai repede un pic. Că parcă mi se pare că dau un gol așa, nu știu de ce. V-am zis, pentru că vă uitați la mine și probabil că de aia. Aici am niște colanți pe care noi port acum pentru că e iarnă. Se face iarnă. Așa că trebuie să le organizez puțin. Da, vă las. Revin când am un pic de progres aici, că e ca la nebuni. E ca la nebuni. Vreau să vă întreb, voi faceți chestia asta ca mine tot timpul? Sau doar eu sunt aia care nu e norocoasă la chestii de genul ăsta? Și voi vă scoateți hainele de vară, de iarnă, le băgați, le buciți, le care pe unde să încapă, să... Ai de capul meu! Deja m-am săturat de ele. M-am surat până peste cap. Dacă aș mai putea să mai sortez un pic din ele în timpul ăsta. Asta e o bluză care trebuie dată. Da, mi se pare că sunt foarte multe haine. Și dacă mă întrebați, nu m-am îmbrăcat nici măcar cu un sfert din toate astea. Dar totdeauna le țin că nu se știe niciodată când ai nevoie, nu? Așa se zice, lasă-le acolo, că nu-și cer de mâncare. Nu-și cer de mâncare, dar vezi tu că
se strâng și pur și simplu nu mai e pe unde să le pui. Nu mai e pe unde să le pui. Îmi plăceau înainte cămășile de noapte, doar că acum asta are ceva galben pe ea, l-am spălat. Doar că acum mi se par super incomode. Așa că voi mai renunța la ele, care mi se pare mie mai așa, și îmi voi lua pijamale. Da, am tot felul de pijamale, pijemăluțe, tot felul de chestii de genul ăsta. Cât am căutat pantaloni, sper să-mi vină. I-am căutat mult, trebuie să-i spun și pe ăștia că nu i-am mai purtat nu știu câți ani. Și trebuie spălați, da. Multă treabă cu hainele astea. Eu de obicei aveam șifonierul de la mine din cameră, de la birou de acolo, l-aveam plin cu haine. Doar că, mă rog, am avut noi, cum să zic eu, planificasem să facem altceva cu șifonierul ăla, hai ca să nu mai lungesc, că nici nu știu cum să o spun. Și mă rog, a trebuit să elibere șifonierul și între timp s-a stricat planul și acum șifonierul ăla practic are doar chestii pentru diamante în el. Și da, mi-era mult mai ușor când aveam haine și șifonierul ăla, dar acum a trebuit să mă descurc cum pot și cu ce am. Că nu am ce face, trebuie să le îndesc pe toate. Asta e o rochie pe care mi-a dat-o mama, doar că eu nu am corpul pentru rochia asta și nici partea asta de aici nu mă ajută foarte tare. E o rochie foarte frumoasă. Uite așa e, da. Uite așa e. E ca și cum ar fi brodată. Nu știu cum să vă arăt. E foarte frumoasă și cred că o să o dau la cumnată mea, pentru că pe mine, repet, nu mă avantajează partea asta de aici. Da, nici pe cumnată mea nu o să o avantajeze, că și ea e așa, dar poate ea se îmbracă cu ea, eu o țin degeaba. Eventual să o calce un pic ca să se mai lase, că e mai lungă, vedeți, decât e mai scurtă decât jupa. Dar e foarte mișto, e foarte grea și foarte așa, sper să nu se supere. Mamă, să nu te super că eu dau Andrei, dar nu port. Nu port că nu mă avantajează. Deci da, sunt multe lucruri de dat, multe de trecut în revistă. Așa că avem treabă. Avem foarte multă treabă. Mai aruncăm și din ele. Că nu ne trebuiesc atâtea, așa că trebuie să ne organizăm. Că nu m-am apucat decât de vreo oră de ele. Că de obicei mi-a foarte puțin timp, dar am zis, acum nu știu, e ciudat cu voi așa să fac treaba asta, dar na, o fac. Pijama asta e veche, antică și de demult, așa că cred că e timpul să renunț la ea. Pentru că am destule și n-are rost. Dacă nu le port pe toate, nu are rost.
Vreau să țineți minte că tricourile și absolut tot ce pare mototoli vor fi călcate, așa că vreau să stați fără grijă că nu le voi purta așa. Acum doar le organizez, să le pun pe locul lor permanent, ca să zic așa, după care le voi scoate pe fiecare în parte și le voi călca. Doar că acum vreau să le stabilesc locul. Acolo sus, nu știu dacă se vede, se vede? Nu se vede. În partea aia de acolo, acolo am pus hanoracele de mers pe stradă. Lângă aici voi pune plovere, ai în jos blugi, tricourile astea, pentru că sunt puține, cred că le voi pune în raftul ăla de metal de acolo, după care vor veni hainele de casă, mă rog, pantalonii de casă, tricourile în raftul ăsta de aici și aici vor veni pijamalele jos, pentru că aici jos umblu cel mai des și în sertare înainte aveam lenjeria intimă, dar acum am golit-o, am pus-o aici în sertarele astea. Și să văd ce mi-intră, dacă nu îmi mut din nou lenjeria intimă în sertarele de acolo. Dar acum doar le pun pe poziții, le organizez un pic, că e zăpăceală aici. Și cum v-am zis, am foarte multe pijamale. Foarte multe pijamale. Cui spun, nu mă crede. Nu mă crede. Dar da, am foarte multe. Îmi plac pijamalele, n-am ce să fac. A sunat la interfon, deci înseamnă că a venit pictura. Dar nu o voi desface până când nu termin aici. Asta e pedepsa mea. Asta înseamnă că trebuie să mă mișc mult mai repede. Deci, da. Asta este planul. Ăsta este planul meu. Pijamalele nu le calc. Calc doar hainele de stradă și atât, pe bune. După dacă am ajuns să calc pijamalele, e clar că nu e ok. Serios, înseamnă că am o problemă dacă îmi calc pijamalele. Nu le calc, doar le împachetez, încerc să le împachetez frumos. Dacă nu-mi iese, nu-mi iese și punct, nici nu-mi bat capul cu ele. Și doar le pun ca să știu cum vin, care le e rostul. Așa că da. Cer să mă organizez un pic. Deci am zis că jos în colț, în partea dreaptă, voi pune pijamalele. M-am zis că sunt multe. Dar nu-mi cap. Ce grele sunt. Grele. Hai să le luăm pe bucăți, că trebuie să încapă, că de aici le-am scos. Serios? Nu vă mint când vă spun că în fiecare an aici stau. Deci. Cădea la valiera. Așa, să le organizez un pic aici. Că de aici le-am scos și aici trebuie să încapă. Aha, au încăput, vedeți? Dar nu știu ce se întâmplă, că n-am mai multe decât de obicei și am mai aruncat vreo două din ele. Deci nu știu care-i treaba, sincer. Bine, nici nu contează, le-am organizat, e ok. Le-am pus acolo pe poziții. Hai să fac tricourile de casă. Să încerc eu să le pun în ăsta, dar nu cred că o să-mi reușească, dar încercăm. Am aici niște tricouri, dacă cunoașteți trupa Carla's Dreams. Eram fană, mă rog, și acum sunt fană, îmi plac melodiile lor, dar nu le port pe stradă că mi-e așa și le păstrez să le port în casă, așa că astea vor fi tricouri de casă, sunt 3 bucăți și următoarele, ăsta e un tricou din America, mi l-a luat tata, e cu I Love New York, pe ăsta o să-l pun totul să nu-l fac de casă, că na. În America. Ăsta e un tricou de-al lui Radu și îl păstrez că-mi place. Nu-mi trebuie multe tricouri de casă pentru că eu iarna oricum port mânești lungi, dar port multe straturi, ca să zic așa. Foarte multe straturi pentru că, repet, problema mea cu circulația, mie tot timpul mi-e frig,
și îmi pun multe haine tot timpul pe mine. Deci, da, trebuie să mai scap de tricourile astea de casă, că sunt prea multe. Să mai pun la alea de vară, că n-am eu nevoie de atât de multe tricouri de casă. Încerc cumva să le organizez în cap în chestia asta de metal. Asta am luat-o de la EMAG, chestiile astea cu șulețele astea de metal, sau nu știu cum să le numesc. Le-am luat de la EMAG, am dat 40 de lei, dacă nu mă înșel pe ele. Și sunt super bune, vreau să vă zic. Ia uite ce frumos intră. Și o să mai pun, că uite, mai e loc acolo. O să mai pun 2-3 tricouri, just in case. În caz de ceva, cu toate că niciodată, întotdeauna le iau pe alea de deasupra și alea de deasupra sunt întotdeauna alea pe care le spăl tot timpul. Deci, practic, le por pe aceleași. Așa că o să mai pun unul pe care o să-l îndoi așa, ca să-mi încapă numai bine în asta aici. Așa că am terminat cu tricourile de casă. Acum, astea le lăsăm că sunt plovere de ieșit afară, dar le las deocamdată. Tricourile astea două le pun în sertarul de vară. Așa, și acum hai să ne apucăm de pantalonii de casă pe care i-am aici. Foarte mulți pantaloni de casă, pentru că eu sunt casnică, adică stau foarte mult în casă. Îmi place să fiu tot timpul, dacă ați și observat, am foarte multe hanorace și chestii plușate, pentru că îmi place să fiu super comfy așa și tot timpul plușată și înfofolită. Și întotdeauna îmi cumpăr chestii super călduroase și multe perechi de pantaloni și hanorace și tot felul de șosete cu blăniță, dar degeaba mi le iau, că tot picioare rece am și cu șosetele alea. Așa că, da, chestia mișto e că Radu mi-a luat, nici mai știu, anul trecut sau acum 2 ani, mi-a luat un încălzitor de la de picioare, o pernă de aia în care îți bași picioarele, numai bună pentru la mine acolo la birou, pentru că în camera aia la mine acolo se face rece tot timpul și să-mi bag picioarele în ea. La propriu, nu l-a figurat. Și mi-a luat o chestie de aia foarte mișto. Anul trecut n-am pus-o, nu știu de ce n-am pus-o, dar pur și simplu n-am pus-o. Așa că anul ăsta sper să nu mai uit, să o scot, să o pun undeva. Ideea e că trebuie să fiu foarte atentă că o roade mă culesc cu roade firul. Mă rog, nu roade, hai să nu fiu rea, că e o pisică, e ok Moculescu. Doar că mi-e frică, că nu știu odată cum bagă colții în ea și aia fiind în priză, mai facem balte belele, nu? Așa că, da. M-am gândit hanoracele astea de casă, inclusiv am vreo 2 sau 3 traininguri, să le pun jos acolo la umerașe. Hai să scap mai întâi de pantaloni ăștia, să-i pun un șifonier jos aici. Nu, astea de aici, unde sunt blugi și tricourile de stradă, nu sunt încă pe poziții, de arată mai așa. Când vor fi pe poziții, veți ști că vor arăta super impecabil. Asta este un plover de bărbați, de cașmir, pe care l-am luat lui Radu. Mă rog, l-am furat, practic. Era al lui și l-am furat și îmi vine perfect și e din cașmir și e super moale și e super pufos și îl port pe stradă și e extraordinar, vreau să vă spun, și îl port foarte des. Și știu că astea din cașmir sunt foarte scumpe, niciodată nu mi-am cumpărat și nici nu cred că îmi voi cumpăra vreodată, că n-are sens, chiar n-are sens. Dar l-am furat, da, am furat și eu ceva la viața mea. Așa că multe haine, să știți că eu le-am primite, mie îmi place să primesc haine și de la mama, mai primește de la nu știu cine, da, îmi dă mile mie. Mie îmi place să primesc haine, îmi și cumpăr, dar majoritatea sunt primite. Eu iau mai mult întotdeauna chestii pentru casă, eu pentru mine personal așa nu prea îmi cumpăr lucruri, eu iau pentru casă. Și, mă rog, pentru picturi cu diamante, dar în rest, așa, pentru mine nu, n-aș da bani, sincer. Așa, pentru orice altceva, mai puțin pentru mine. Și, da, e o chestie și asta. Îmi place să am chestii în casă, nu știu,
Să am tot felul de covorașe, pernuțe, toate tâmpenile. Na, haine nu prea am cumpăr. După cum vedeți, nu prea am renunțat la mare lucru, tocmai pentru că le port. Ăsta, în schimb, nu-l port. Pentru că atunci când îl port, îmi urcă prea în gât și mă deranjează. Așa că îl voi da Andrei, cu natele mele. Poate îl vrea ea. Nu știu, nu sunt convinsă dacă îl va vrea. Uite, mai sunt niște maiuri de vară aici. Trebuie să fac curășina asta la vară, să mai văd ce mai port, ce nu mai port. M-am săturat de ele. M-am săturat până peste cap. De haine și de borfeturi și de toate alea, că parcă avem eu o viață numai să trăim în haine și în alea. Mai dă-le încolo, că pe bune, pe mine una nu mă fac fericită hainele, sincer vă spun, nu mă fac fericită, pe mine nu lucrurile astea mă fac, vin aici lângă voi, nu mă fac fericită, dacă atât timp cât am o pereche de pantaloni, ceva de încălțat și nu știu, orice, cu o bluză, un hanorac cu ceva, eu sunt liniștită. Sincer, nici nu știu de ce îmi trebuie atâtea, dar nici nu mai contează. Asta e bluză de casă, cu mânecă lungă. Și mai am, parcă mai aveam. O pun deoparte, că nu se știe niciodată. Asta este bluză, astfel lungi, astea sunt bluze de corp. Pe care le voi pune în coșul de sus, de acolo, de la hanoracele alea. Plus că acum, în ultima perioadă, m-am și îngrășat. Și nu mai învin hainele cum îmi veneau înainte. Și nu sunt eu mulțumită așa de mine cum arăt. Dar, na, o să încerc să fac un efort să slăbesc. Niciodată n-am ținut diete. Totdeauna am ținut regim din cauza sănătății. Dar așa că vreau eu să slăbesc, pur și simplu nu am ținut niciodată, pentru că eu consider că nu am voință și n-am depus efortul ăsta, sincer, dar trebuie măcar câteva kilograme, vreo 4-5 kg să dau jos, ar fi perfect. Și știu și de la ce m-am îngrășat, de la faptul că mănânc foarte multe dulciuri, enorm de multe dulciuri, enorm de multe dulciuri. Din cauza asta m-am îngrășat, dar nu pot să mă abțin, nu știu ce se întâmplă, nu pot să mă abțin, pur și simplu. Nu pot. Și nici nu îmi doresc foarte tare, sincer. Da. Așa că o să-mi continui treaba aici, mai avem puțin. Puțin, nu mult, și ne revedem.
Astea ce aranjez acum sunt rochii de pe Temu, pe care le port. Sunt super moi și super pufoase așa și nici nu se vede prin ele. Nu sunt nici subțiri, nici groase. Sunt perfecte pentru toamnă și îmi plac culorile foarte tare și cum arată ele așa, materialul ăsta, nu știu. E un material mișto. Și vreau să vă zic că dacă vreți să vă cumpărați de la Temu haine, eu chiar vă sfătuiesc, ați văzut că eu îmi cumpăr. Și unele dintre ele chiar le port, pe altele n-am avut ocazia, dar sper să le port la vară, fustele alea. Mă rog, fusta aia vișinie, că restul le-am purtat pe toate. Dar rochile astea le-am purtat și sunt super mișto. Numai că nu știu unde să le pun. În ce mă distrez, pot să pun și la plovere și la pantaloni acolo. Astea sunt rochii de iarnă. Astea sunt două bluze de casă pe care pot să le pun aici, pentru că acolo între alea îmi vine uscătorul de păr pe care trebuie să-l aranjez, că nu știu ce naiba are de nu se închide capacul ăsta. Și haide, nu te închizi. Așa. Acolo între hainele de jos îmi pun tot timpul uscătorul de păr, pentru că mi-e mai comod să-l iau de jos. Gata. Și aici vă sta uscătorul. Perfect. Aici sunt două bluze cu mânești lungi de casă. Cred că sunt pregătită pentru runda a doua. Imediat să mă uit aici să văd ce mai am. Deci astea sunt depus pe umeraj. Eu tot ce era depus pe umeraj le-am aruncat aici în partea asta, ca să le organizez pe umeraj. Așa, alea sunt depus jos, alea sunt depus pe umeraj, aia e depus sus sau mă rog jos, astea sunt depus pe acolo. Ok, trecem la partea asta de aici, unde avem foarte multe. Sau mai întâi să punem rochile? Hai mai întâi să punem rochile ca să scăpăm de ele. Nu știu unde o să le pun, dar le pun undeva. Așa, să aranjez un pic tricourile astea, să arate și ele frumos la poză, că după aia vă însor cum le iau și le... Uite, rochile pot să le pun aici, dar n-am un loc. Uf, ce mă enervează și șifonierul ăsta. Cum să fac eu? Le bag pe astea așa. Asta încerc să o împăturez diferit. Nici nu știu cum să împăturez rochii. E mai mare rușine. Fac așa și așa. Să mai iau un pic din aul ăsta, din forma asta de a. Să fie cât mai dreaptă. Așa. Așa. Asta e rochie și bluza pe deasupra și bluza se înnoadă în față undeva, de aia sunt două piese. Ia așa în capi. Ia să vedem. Cât de cât. Asta trebuie să stea jos, dar dacă stă jos nu are loc de tricouri, așa că va sta sus, anapul, da? Și astea pentru că-s plovere rochii, le voi pune sus la plovere. A, strategie. V-a plăcut strategia? Și le voi pune uite așa să se vadă frumos. Ok, gata, am terminat cu partea asta cât de cât. Mai am partea de sus de acolo, dacă îmi deliberez partea de aici. Stai să dau asta la o parte ca să mă apuc să scor rochile, să le iau de pe umeraj, să le pun în sertar. Da. Mai întâi fac o pauză.
Abia acum am realizat că am muzică pe fundal și nu vreau să mă baneze ăștia de la YouTube pentru copyright și așa. Vă spuneam că acum mă apuc de umerașe, după cum ați văzut și vorbeam, fără să mă auziți, bineînțeles. Mă apuc de umerașe să pun toate astea de pe umerașe, să le pun în sertar acolo, ce o să încapă, ce nu încape, nu încape și punct. Acum voi vedea eu cum le organizez. Chestia aia de pe jos este aceea de la Temu, de care v-am spus. De care v-am spus, pe care v-am arătat-o. Încerc să bag în ea ce pot, nu știu, o să încerc hanorace, chestii de genul ăsta, să vedem ce încape în ea. Că am multe hanorace și... Da, vă spuneam că nu mă obosesc foarte tare să împăturesc hainele astea de vară și să le organizez și așa, pentru că eu anul viitor când le scot o să le calc și o să le aranjez. Astea sunt croșetate de mine, sunt două cardigane, nici nu știu dacă să las unul afară sau să le bag pe amândouă. Sunt cardigane croșetate de mine, cred că o să-l las totuși pe ăsta afară și îl bag pe ăsta. Foarte frumoase, sunt dintr-un bumbac cu acril. Le-am croșetat și am făcut multe de astea. I-am dat și cu natei mele, i-am făcut și lui mama. Soacrii mele i-am făcut diferit, nu i-am făcut cu pătrate de astea, dar am făcut și ei, am croșetat pentru toată lumea. Am croșetat și de vânzare, pături și cardigane, o grămadă. Am avut... Da, așa că ăsta o arunc. Așa că da. Asta e rochița de la Temu, pe care ați văzut-o. Nici acum n-am apucat să-i pun jupă. Nici n-am purtat-o anul ăsta. Dar precis la anul o să o port și trebuie să-i pun jupă și ei. Așa că am multe haine. Da. Și vă spuneam că a fost cu tremur și bine că nu l-am simțit, observat, pentru că eu mă panichez foarte, foarte tare când e cu tremur. Rău de tot, rău, încep să tremur foarte tare, că toată plâng, am un atac de stat de panică, mi-e foarte frică de cu tremur și bine că nu l-am simțit. Uite ce rochiță frumoasă am. Îmi place? În lotul de la H&M a fost 100, aproape 200 de lei, dar e un bumbac de la super gros așa și are shorts. Și poți să o porți cu shorts sau fără shorts și mie îmi place că are shorts. Că știți cum erau femeile alea prin anii 20-30, housewives, alea gospodinele? Aveau rochii de alea frumoase, așa pufoase și shorts pe deasupra. Și îmi place stilul ăla, așa, mi-ar fi plăcut să trăiesc în anii aia. Mă rog, din punctul ăsta de vedere, din alt punct de vedere, nu mi-aș fi dorit, dar din punctul ăsta de vedere al vestimentației și cum se îmbrăcau femeile atunci, mi-ar fi plăcut enorm. Deci, da, astea, tot croșetate de mine, avem o vestă, asta roz e vestă, e o vestă circulară, bumbac, din bumbac și cealaltă, bineînțeles că n-am purtat-o niciodată, dar nu pot să o dau. Și asta este o capă, sunt tutorialele pe YouTube la noi din România. Și asta este o capă tot din bumbac, sunt foarte frumoase, nici pe asta n-am purtat-o niciodată. Dar nu le dau, pe astea croșetate de mine nu le dau, le las aici să facă purici. Să facă purici, că nu dau nimic, am dat destule și nu mai vreau să mai dau nimic. Așa că, da, multe haine, cu tremure, agitație, deja fac treaba asta de o oră jumate aproape, sper să termin anul ăsta, să nu mă apuce noaptea, da, după cum vedeți, multe rochi. Multe, multe rochi, îmi plac rochile, n-am ce să fac, îmi plac foarte mult rochile, îmi plac mult rochile tip halat, am mai zis odată, dar bineînțeles că se auzea și muzica pe fundal și nu m-ați auzit,
Îmi plac foarte mult rochile tip halat, așa. Mi se par super drăguțe. Asta este o rochie de la cumnățica mea, mi-a dat-o, dar n-am apucat să o port. Poate la anul, cine știe. Vom trăi și vom vedea ce și cum. Mă sună și mama, probabil că a simțit cu tremurul, că și ea e panicoasă la fel ca și mine. O să o sun eu de îndată ce fac o mică pauză. Așa că, da, multe treburi importante avem. Totuși cred că o sun acum, că mie că să nu fie speriat. Revin. Mămica mea n-a simțit nimic. Și mai bine că n-a simțit, că e panicoasă. A trebuit să o sun. Am schimbat și camera, unghiul, că am zis să vorbim mai așa, mai dintr-o parte. Deci mai bine că nu a simțit nimic. Deja, nasol, cu tremurile, cu astea, mi-e o frică de mama. Cu tremurile, inundații și incendii, sunt înnebunită. Înnebunită. Să zicem că am terminat cu astea. Ia să încep eu să bag jos ce am de băgat. Să închid odată sertarul ăla, că mănâncă sufletul. Hai să vă întorc și pe voi așa să mă vedeți. În timp ce vorbesc cu voi, uite așa, cred că mă vedeți super bine. O să mă vedeți când mă chinui. Dar nu cred că mica mie toate astea aici. Pa, picioarele le arunc. Nu mai îmi trebuie nimic. Ce îmi trebuie mie atâtea haine? Ce să fac cu ele? Nu mai îmi trebuie, domne, nimic. Gata. Da. Așa că, așa cum munca asta cu hainele, bagă-le, scoate-le, mamă, mi-ar plăcea și mie să am o casă de asta super mare, așa, un viloi de ăla cu vreo 6 camere, să am într-o cameră dressing, o cameră dormitor, o cameră birou, încă o cameră birou, o cameră de copil, o cameră de ăștia, cum le zice, musafiri când vin la tine. Da, trebuie multe camere. Multe, multe camere. Așa că, da, mi-ar plăcea să am o casă așa mare, dar din păcate nu am și nici nu mă supăr, pentru că alții au și mai puțin de atât. Uite ce plovăr frumos mi-a făcut mămica mea dragă, deci e extraordinar de talentată. Este un plovăr croșetat și tricotat în același timp. Partea de aici este tricotată, partea de jos și mânecile sunt croșetate. E extraordinar de talentată mămica mea și îi apreciez talentul foarte, foarte mult și mi-ar plăcea să știu și eu să fac așa, doar că nu prea mai știu să tricotez. Am încercat săptămânile trecute și m-am enervat foarte tare și am renunțat. Și rămân tot la croșetatul meu, e cel mai simplu și mai nou. Mi-am luat azi, am primit de la EMAG, mi-am dat comandă, nu mi-a dat EMAG-ul. Mi-am cumpărat kit ăla de broderie, nu de cross stitch, de lucru pe etamină, de broderie pur și simplu. Și să încerc, mie oricum nu prea-mi place să cos, dar am zis să încerc. Deci, după cum vedeți, am foarte multe hanorace de casă, v-am și spus de altfel că am foarte multe hanorace, foarte multe salopete pufoase de iarnă. Da, am foarte multe, foarte, foarte multe șosete și nu numai astea. Am și șosete de lână cumpărate din Norvegia. Deci, da, nici nu știu dacă asta mai îmi vine. Nu vine, dar unde o mai port eu? O pun aici, cine știe, când o port eu, pun aici că merge cu un plovăraj nou și cu asta deasupra, merge super. Asta e tot făcut de mine, am zis că am multe lucruri făcute de mine, mă rog, multe lucruri, am multe pături, multe, multe pături am. Asta e făcut de mine, vine ceva în genul ăsta așa.
E o chestie de asta pe care o îmbrățișezi așa și te simți super cozy și ai în mână un pahar, o cană de lapte sau de... Stai că acum sună cum nata mea. Și ai în mână o ceașcă de cafea așa și stai și citești când plouă afară. Da. Trebuie să vă obișnuiți cu mine, că eu sunt nebună și da. Dacă vă place genul ăsta de content, să mă anunțați. Chiar să mă anunțați. Training-ul ăsta vreau să scap de el că nu-mi place. Ăsta îl păstrez că-mi place. Da. Așa că am foarte multe haine. Foarte, foarte multe haine. Asta aș putea supun eu să fac eu un schimb aici. Că pare mai trainic umerașul ăsta. Și să le pun pe amândouă vestele pe un umeraș. Ce ziciuți? Să închid eu pe asta. Să stea cât de cât că e din fâșia alunecă. Dacă mai e vreun cutremur, să nu-mi ziceți. O să văd eu când îl editez. Precis o să mai ia atacul de panică atunci. Da. Așa. Am cardigane. Asta nu e făcut de mine. Mi-ar fi plăcut să știu să fac așa ceva și cred că mi-ar fi luat o veșnicie. Asta l-am luat de la H&M. Am dat, cred că 80 de lei pe el, l-am prins la reducere, ceea ce e super. Și da, sunt pasionată de cardigane și chestii tricotate, croșetate, după cum observați. Și chestii pufoase, în special. În special chestii pufoase. Ia să fac eu aici o rocadă, că am și haine elegante și cămășile lui Radu, pe care nu le poartă. Că nu e genul de om, de om. El nu prea poartă cămăși decât când plecăm undeva și are o grămadă. Și vreau să le dau pe toate într-o parte, să pun gecile. Asta e o roche cumpărată de la Collins, e o roche de blugi, ca un fel de sarafan așa. După cum vedeți și iată cu nasturi. Foarte mișto, abia aștept să o port. N-am purtat-o, anul trecut am luat-o. Sau acum 2 ani cu cumnată mea și cu soacră mea și n-am purtat-o. Dar sper să o port anul ăsta, poate în weekend, nu știu. Așa, 2 cămăși, trebuie să mai iau cămăși, trebuie să-mi iau cămăși multe, multe, multe. Să am, da, am planuri mari, planuri mari. Geculița mea de toamnă, care e super bună, că e impermeabilă și ține și cald și e bună și de vânt. Cardiganul. Da, cred că weekendul viitor îmi pun rochița aceea de blugi cu o pereche de ghete. Mă gândesc, nu știu, să văd cum o să fie, dar precis o să fie frică, nu mai se face cald acum și eventual îmi pun niște de un dres ăsta mai gros așa, nu știu, să văd ce și cum. Cum mă organizez. Așa, aici avem curele. Deocamdată nu ne interesează curelele. Uite, să vă mai arăt că mai am un plovăr făcut de mămica mea. Bine, am mai multe, dar sunt prin sufragerie. Și ăsta e făcut recent. Și e foarte mișto. Are o floare mare aici. Așa că vedeți. Se vede? Mă dau mai în spate. Vedeți ce talentată e? Și e făcut așa cu petale, adică are un strat aici, după care mai are un strat și le-a cusut așa. Vedeți ce frumos, din resturi, pur și simplu, le face din resturi de material. E pricepută. Chiar e pricepută, știe. Și când era mică îmi făcea tot felul de-astea. Da, chiar știe. Acum o să mă urc sus. Nu știu dacă dumneavoastră mă vedeți. E să văd ce vedeți. A, m-ați vedea cât de cât. Să dau mai așa un pic. Mă urc sus să scot gicile ca să pun sus aici. Să mai pun din... Că mai am halate jos de-astea groase și... cum le zice? Salopete. Așa că trebuie să scot astea de aici. Aici am geci, numai geci.
Uite, haina asta vreau să o dau, să o scurtez. Alea două le las deocamdată, că nu e iarnă. Ok. Haina asta de aici vreau să o dau, să o scurtez, pentru că e lungă. Am luat-o de la Sinsaia anul trecut. E lungă și nu mă avantajează și vreau să o fac până la genunchi. Și trebuie să o dau, să o scurtez, spre ca și croitoarea sa mea să le facă. Sper, Doamne ajută. Că n-am ce să fac. Altceva n-am ce să fac. Așa, și acum, pentru că am eliberat acolo, hai să pun astea pe umeraj. Asta am luat-o de la Sinsai. Are și un pic de lânică în ea. E S, dar e foarte mare. E ca o haină, așa, cămașă, haină. Dar e oversize, așa, e mare, așa. Dar e mișto, îmi plac genul ăsta de... Și îmi place pattern-ul ăsta, modelul ăsta de... Așa, în carouri. Îmi place mult. Da, gusturile nu se discută. Fiecare are gustul lui și da. Ce să zic. Mi-am scos-o și hainele acum. În caz de fapt v-ați fi întrebat vreodată ce haine am, câte haine am, astea sunt hainele mele. Eu nu știu unde o să pun alea pe umeraș. Nu știu. Asta am luat-o de la Trendyol. Nu știu dacă știți, mă rog, Trendyol. Site-ul se numește factcool.ro și au și haine de firmă. Lee Cooper. Asta, haina asta e de la Lee Cooper. Și am dat 120 de lei pe ea. Și e super grea și are și culoare mișto. Da. Așa că trebuie să vă uitați, dacă vreți să vă luați haine, trebuie să căutați. Dar ăștia de la factcool, factcool.ro, au haine de firmă, au și haine de firmă și haine de la Trendyol. Trendyol e o firmă de-asta turcească, super mișto hainele de la ei, mi-am luat și de la ei haine și n-am avut probleme cu ei până acum. Chiar n-am avut probleme cu ei. Deci vă sfătuiesc să vă luați dacă vă dă prin cap. Să vă luați. Așa și astea, că de-aia făcusem loc sus acolo, astea vor merge sus. Astea vor merge sus. Da, aici am halate, hanorace de alea gen blanket, așa, gen pătură. Sunt niște hanorace de-asta mare, așa, în care poți să-ți bagi și picioarele, ca o pătură, așa. Și, nu, am patru halate, un hanorac de ăla și un pancio de-asta mai. Dar avem niște șervețele aici, gata, le-am găsit. Să șterg un pic de praf, că se adună praful ăsta peste tot. Peste tot se adună praful ăsta, eu nu mai știu ce să mă mai fac cu praful ăsta. Că... Bine, praful ăsta e de la poluare, de la câte mașini și câte astea, dar parcă vă peste tot așa, imediat se lipește praful. Imediat, ai dat cu o cârpă, acum mâine iar e praful, zic, eu nu mai înțeleg. Nu mai înțeleg. Dar da. Și acum că a început sezonul rece, fac din ce în ce mai multe supițe. Nu știu cum am ajuns la subiectul ăsta, dar acum să vorbim despre asta, dacă tot am deschis subiectul. Abia așteptam să vină sezonul ăsta ca să mă apuc să fac supițe și ciorbițe și toate alea, pentru că vara n-am mai mâncat și o ciorbă de nu știu când. Și mă bucur tare mult că e în sfârșit toamnă, că de când o aștept. De când o aștept, da. Așa cu hainele astea și cu anotimpul ăsta care se schimbă și cu haine și cu haine și cu haine și cu haine. Cred că la noapte numai asta o să visez, haine. Haine și cu tremure. Așa. Hai să pun alea sus. Da, să știți că eu vorbesc singură cu mine. Cred că toată lumea face așa ceva. Dar eu vorbesc foarte mult cu mine. Mă impulsionez așa.
Dar nu mica mie asta acolo. Să vedem. Stai acolo tu. Nu mica mie asta. Oricum trebuie să las un halat la baie. Când mai au seara pe mine, când mi-e rece. Sau să le-au... Nu, le-au pus dacă e mai subțirel decât ăsta. Ăsta e prea gros pentru anotimpul ăsta. Să vedem, nu cred că am unde să le bag, dar văd eu acum. E cu tremur iar sau m-am dezechilibrat eu? Unde le bag așa? Bun, perfect. Gata. Am scăpat de aia. Acum să băgăm și astea două. Mai aveam unele. Ți-am lupet aici. Așa. Și bag și pe astea două acolo. Bun. Așa, și acum încerc să bag în chestia asta, să bag ceva. Nu știu ce, dacă tot o am, nu e păcat de ea. Deci așa se închide. Și așa se deschide. Ok, hai să vedem ce încăpea în ea, nu știu. Ce-o încăpea, ce nu încăpea. Deci asta o duc de aici. Ca să ne fie clar să o iau de aici. Că mai avem de pus pe umeraș aici, da? Pun imediat, pun imediat, imediat, imediat. Cu răbdarea treci marea, nu așa se spune? Așa se spune. Să vedem eu cum organizez astea. S-a toc de mine croșetat. Nu mi l-am arătat. Tot de mine croșetat și ăsta. Astea de la mama le pun aici pentru că nu mai am loc sus la plovere acolo și mi-e mult mai ușor să le iau direct de aici, ca să nu le trag pe toate și că le trag să vină buluc peste mine. Așa că le voi băga aici, împreună cu șosetele astea.
Să pun și asta. Mamă, ce bine vine asta, trebuia să fi luat eu două. Și mi-a mai rămas și loc pe lateral. Hai să vă arăt. Țineți-vă. Țineți-vă. Ia. Dai să mă dau un pic mai spate ca să vedeți. Mă vezi? Bine, super bine. Sau nu prea se vede. Aha. Se vede super bine și acolo în colț mi-a rămas loc. Așa că o să vă mut în spatele meu. E, cum e? Mai bine acum, nu? Așa, și eu acolo în laterală pot să pun astea, treningurile. Să pun treningurile. Asta nu îl mai port. Vedem dacă îl vrea cu nata mea. Uite, fusta aia n-am pus-o la loc. Oba. Ia să vedem. Cum naiba să pun eu astea? Pun așa. Așa. Așa și trebuie să mai pun pe umerașe astea. Uite capul meu. Hai să vedem. De fapt, astea nu. Pot să le pun la bluze de corp sau, mă rog, bluze cu mânești lungi. Și pun astea la altele, pun pe umeraș. Hai să vedem. Dacă merge așa cum mă gândesc eu. Vă place organizarea mea? Ce vorbești, bune? Organizare, organizare. N-am dă neamă o nimănui n-a fost așa. Glumesc. Am fost rătutită azi. Rătutită, rătutită. De obicei sunt mult mai organizată. Nu știu de ce tot repet. Că până la urmă e problema mea dacă mă consider dezorganizată. Dar de obicei sunt mult mai organizată. Dar acum, pentru că, nu știu, m-am simțit privită, m-am emoționat un pic. Un pic. Dar, na, trece. Mi-a trecut, de fapt. Acum e ca și cum vorbesc singură. Ca și cum vorbesc singură, dar, na, care-i capătul la ăsta? Ăsta l-am luat de la Bonprix. Nu știu dacă cunoașteți Bonprix-ul. L-am luat de la Bonprix. E tot așa un cardigan de ăsta de temfășori în el. Așa foarte interesanțel. Are și buzunare. Dar cum să-l pun eu? Pe ce să-l pun eu să stea ăsta? Că am aici un de ăsta de silicon. Să vedem dacă stă pe ăsta. V-am zis, îmi plac cardiganele. Sunt moarte după ele. Uite că pe asta de silicon. Cât de cât. Uite, așa e. E frumos. Chiar e frumos. Așa. La lingerie, acolo făcusem deja ordine. Le reorganizasem și pe ele, că era ca la nebun și acolo. Peste tot, peste tot, e ca la nebun în casa asta. Oricât ai face, parcă nu se vede deloc, serios. Oricât aș face, nu zici că ai făcut. Nici nu spui că ai făcut. Nu pot să înțeleg ce se întâmplă. Nu e ca și cum nu ținem curățenia sau ordinea sau
dar nu știu, și cu animalul ăsta în casă, astăzi dau cu aspiratorul în toată casa și mâine la fel. Și eu nu pot să înțeleg cum. Cum? Când? Când se face așa? Eu nu înțeleg. Când se face mizeria asta în casă? Și încerc să fiu mult mai relaxată, să nu mai îmi bag capul, că eu mă și supăr și mă consum când văd că muncesc atâta și că nu se vede pur și simplu. Și încerc să nu mai îmi bag capul și degeaba. Nu pot să-mi dau seama. Nu pot să-mi dau seama. După ce termin aici, trebuie să schimb lingeria de pe pat. Să pregătesc mașina pentru mâine, că nu mai bag în seara asta, că e prea târziu deja. E 6:20. Nu mai bag la ora asta mașina. Trebuie să bag mâine mașina. Să dau un pic cu aspiratorul și să bag încălțămintea de vară. Și să încep să scot ghetele. De piele, nu alte ghete. Trebuie să fac și treaba asta și să organizez acolo ce am de dat la scurtat, să cobor mâine, să mă duc la croitorie să le duc, după care să fac o pungă pentru cumnată mea, dacă vrea ceva din alea, dacă nu la gunoi. Și da, mai am un pic de treabă, sper să termin până în 8, cred că termin până în 8, nu ce mai am, două de-astea de pus și gata. Când partea asta e curat, v-am zis că le-am făcut zilele trecute lui Radu, am scos toate alea, le-am ordonat, le-am călcat, le-am așa. Mai am la mine, mă rog, de călcat, dar nu mai calc în seara asta, calc mâine. Dar... în seara asta să spunem că am terminat cu hainele, nu? Așa se zice. Așa. Asta ce mai sunt? Mor. Eu cu ce mă îmbrac? Eu cu ce mă îmbrac? Spuneți-mi dumneavoastră mie. Cu ce mă îmbrac, că n-am nimic de îmbrăcat. Nu am cu ce să mă îmbrac. Nu. Vechea problema noastră a femeilor. N-am cu ce să mă îmbrac și sunt ca cifonierele de haine. Noi n-avem cu ce să ne îmbrăcăm. Da. Așa că, ce să mai zic? Nu mai zic nimica. Așa. Unde să mai bag și pe asta? Asta am zis că le pun la bluze de corp, nu? Parcă așa am zis. Ce-mi plac mânecile astea cu broderia asta englezească sau cum le zice. Superbe. Superbe. Trebuie călcate și astea. O să le pun peste tricouri ca să țin minte să le calc. Și fusta asta s-o pun și pe ea. Aici avem eșarfe, baticuri. Uite, bentițele alea care vă spuneam că le-am luat de la Temu. Astea sunt, am 3, 4, sunt super bune, le-am purtat și am și o fundă de asta care e făcută handmade, surprizător, tot de la Temu, de se pune în spatele părului așa și ți-a turnă asta frumos, n-am purtat-o niciodată pe asta, dar e super drăguță și handmade făcută, scrie pe ea aici. Handmade. Foarte frumoasă și asta. O pun aici. Nu se știe niciodată. Aici am niște măști și niște pungi. Nu știu unde să le mai pun și pe astea. Nu
mai știu unde să le pun. Aș putea să le pun jos acolo lângă sacul ăsta ce am pus acum. Uite acolo fac ura la astea. La asta, la gunoi. Asta aici. Asta e de mătase. Eu nu știu cum se calcă mătasea, trebuie să mă uit pe net. Cred că la temperatură foarte, foarte mică. Am o grămadă de daste și nu știu ce să fac cu ele, că eu nu prea sunt genul care poartă așa ceva. Dar, mă rog. Asta am nevoie de ele. Cum îmi organizez eu astea? Spuneți-mi, noastră mie, că nu mai știu cum să le mai pun, nu mai am loc de ele. M-am încălzit și e și geamul, da, drumul și sunt 25 de grade în cameră. Ok, asta le pun jos. Le pun aici într-un colț. Este aici ascunse. Așa. Asta mă enervează, când deschid șifonierul, nu pot să deschid de mânecile de la gecile astea și tot timpul bag mâneca în buzunar, ca să nu se mai prindă de ușă. Uite așa. Și asta pentru că n-are buzunarele așa. Uite. Uite așa. Așa. Și acum punem fusta aici la pantaloni, că na, e partea de jos a corpului. Cum să o pun. O împăturesc așa, că trebuie și asta călcată. Astea două am zis că le pun la tricouri, că trebuie călcate. Așa. Astea o să le pun și pe ele aici. Nu știu, aici undeva. Să le am just in case. Metrițe. Și cu asta le pun și pe astea aici. Pac și pac. Asta o duc pe hol. Asta de scame o pun aici. Puluriile mele. Vreau să mai iau pălării de astea de toamnă maro. Tot felul de nuanțe de astea mișto așa, dar trebuie să mă duc prin magazine să le probez, că eu am capul mic de găină și trebuie să probate. Așa. Și cam ăsta este șifonierul. Hai să vă arăt cum arată așa în întregime.
Și cu asta am terminat. E ora 8 fără 10. Am făcut curat în cameră, am terminat de făcut curat. Am schimbat patul. Am terminat. Hai să vă mai arăt o dată cum arată șifonierul. Am mai pus lucruri că uitasem să mai pun. Arată mult mai bine acum. Toate sunt organizate și curate și frumoase. Îmi rămâne doar să le calc. Și cu asta am terminat. Sper că v-a plăcut filmulețul meu de astăzi. Nu e ceva ce fac de fiecare dată. S-a întâmplat acum, pur și simplu zic, haide să facem împreună, să mai discutăm și să mai vorbim. Să mai discutăm, să mai vorbim. Nu mai pot, sunt obosită, sunt transpirată, mi se sete de nu mai pot, dar am zis să termin ca să fie totul gata. Trebuie să mai scot pijamalele curate doar, să mă duc să mă spăl încă o dată și după aia să stăm la televizor. Sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut puteți să-mi dați și mie un like. E gratis. Dacă n-ați făcut-o deja și vreți să mă vedeți mai departe, dar nu făcând asta, ci doar pictând cu diamante și chiar am să vă arăt o pictură foarte, foarte mișto. Am primit-o astăzi, abia aștept să o scot din cutie în sensul de cutia în care a venit, că nu o să-i fac unboxing acum, o să-i fac mâine, să o vedem împreună. Și vă aștept data viitoare cu un nou filmuleț legat de diamond painting. V-am pupat și mulțumesc că ați fost alături de mine.
Thank you.